bună dimineața! Noi am revenit în casele și în sufletele dumneavoastră prin intermediul micilor ecrane, dar și online, trm.md, simplu de accesat. Desigur, nu uitați de pagina noastră de Facebook, dați un like și scrieți cine credeți că o să câștige meciul din această seară, dar și campionatul mondial de fotbal. Ajungem iarăși la sport. Este deja o tradiție frumoasă pe care am instituit-o odată ce s-a început FIFA World Cup 2014, iar complicele cel mai bun în faptul că informațiile ajung la dumneavoastră în cazul în care nu reușiți să urmăriți meciurile și sunteți disponibili să stați în fața televizoarelor doar dimineața, vă vine în ajutor Alexandru Rusu, care le știe pe toate în fotbal. Bună dimineața, Alexandru! Salutare! Bună dimineața, Sandu, bună dimineața, Daniela. Da, așa cum ați spus, a devenit o tradiție să vorbim despre meciurile care s-au jucat ieri. 4 meciuri am avut în cadrul campionatului mondial de fotbal, grupa E și grupa F. Urmărim imagini de la prima partidă, Argentina-Nigeria, scor 3-2. Argentinienii au deschis repede scorul, chiar în minutul 3 prin Lionel Messi. Nu s-au bucurat mult sudamericanii pentru că africanii au reușit după un minut să restabilească egalitatea. Ahmed Musa, cu un șut plasat, l-a învins pe Sergio Romeo. Atacantul lui CSKA Moscova a reușit să înscrie primul său gol la Cupa Mondială, anticipând evenimentele, a mai făcut-o odată în această partidă și a reușit în cele din urmă dubla. Așadar, primul gol al lui Musa și cel mai rapid gol marcat de Nigeria la o ediție de campionat mondial. Imediat a ieșit Messi la rampă, însă vedem o paradă a lui Vincent Yeniyama la șutul lui Angel Di Maria de la distanță, portarul lui Lille și-a salvat echipa. Același Di Maria a avut un duel 1-1 cu Vincent Yeniyama, a încercat să-l pună în dificultate. Minutul 45, lovitură liberă obținută de Messi, însă Vincent Yeniyama reușește să respingă în corner. Mingea se ducea direct în vincul porții golkeeperului african și astfel Argentina putea prelua avantajul mai devreme. Același Messi obține o lovitură liberă în minutul 45 și transformă în gol. Superb a reușit să puncteze în poarta lui Vincent Yeniyama, care putea face mai mult la faza de la finalul primei reprize. S-a deplasat ca un pieton pe linia porții, n-a reușit să plonjeze, astfel Messi a reușit să înscrie al patrulea său gol la Cupa Mondială, l-a egalat la numărul de goluri pe brazilianul Neymar, ambii conduc topul cu câte 4 goluri. Așadar, Argentina câștigă această grupă cu 9 puncte. 4 puncte are Nigeria, 3 puncte Bosnia și Iran pleacă acasă cu un singur punct. Aspecte din repriza secundă și cu golul egalizator marcat de Ahmed Musa. Golul 3 marcat de argentinieni a fost înscris de Marcus Rojo, așadar Argentina 9 puncte. Argentina va juca în optimile de finală cu naționala Elveției, care s-a plasat pe locul 2 în cadrul grupei E. Elvețienii au învins în ultima partidă formația statului Honduras cu 3-0. Imagini de la partida Franța-Ecuador, s-a încheiat 0-0, însă o partidă nu foarte plictisitoare ca și celelalte meciuri care s-au încheiat nul. Francezii au avut mai multe ocazii, însă în cele din urmă n-au reușit să înscrie. Franța câștigă această grupă cu 7 puncte, Elveția pe locul 2, 6 puncte, Ecuador poziția 3, 4 puncte și formația statului Honduras niciun punct. Franța va juca în optimile de finală cu Nigeria, un meci care se anunță foarte și foarte interesant. Eliminat starul lui Manchester United, Antonio Valencia, după o intrare foarte dură. Valencia a făcut un mondial extrem de slab, deși se aștepta ca el să fie liderul naționalei sudamericane. Programul zilei de astăzi, de la ora 19, avem două partide din cadrul grupei G. Statele Unite și Germania se bat pentru câștigarea acestei grupe, iar Portugalia joacă ultima șansă în meciul cu Ghana. De altfel și africanii mai au șanse teoretice de calificare. De la ora 23, două partide din cadrul grupei H. Rusia primește replica Algeriei și are nevoie de victorie pentru a se califica, iar într-o altă partidă, lidera grupei și calificată, Belgia, joacă cu Coreea de Sud. Ultimele imagini în scurtul nostru rezumat, francezii au luat cu asalt pe final poarta jucătorilor lui Reinaldo Rueda, însă n-au reușit să puncteze. Atât pentru astăzi, deja vă aștept mâine dimineață cu alte goluri frumoase. Alexandru, îți mulțumim tare mult, într-adevăr, te așteptăm cu mare drag și mâine, ieri fiind în Piața Mare Adunării Naționale și urmărind cu sufletul la gură meciul disputat între Argentina și Nigeria, când a primit Messi lovitura liberă, trebuia să auziți cum striga disperat, nu, portarul de mijlocită Nigeriei striga cu un glas pițigăiat.
de parcă cerea ajutorul zeilor, nu știu de ce, dar a fost ceva interesant. Cert este faptul că în sfârșit Messi l-a ajuns pe Neymar după golurile marcate. Da, a scris frumos de lovitură liberă. Frumos, iar concurența dintre Messi și Ronaldo continuă. Nu știu de ce toată lumea consideră pe ei cei mai buni, dar fie. Cred că sunt specialiști mult mai buni decât mine. Dar după părerea ta? După părerea mea, niciunul, nici altul. Nu sunt cei mai buni, așa că... Robin, da? Sau cine? Sau Van Persie, exact. Da, bine că mai așteptăm. Oricum, optimele de finală ne așteaptă. Ne apropiem încet, dar sigur, de etapele finale ale FIFA 2014, așa că rămâneți alături de Moldova 1 pentru a putea urmări în exclusivitate aceste meciuri interesante și, desigur, cu foarte multe curiozități în esența lor. Tot curiozități avem și noi. Chiar aici, la Bună Dimineața, și ele sunt pregătite de colega noastră, Silvia Sandu. Și câinii știu să cânte la pian și o fac chiar cu talent. Acești doi câini adorabili au o mare pasiune pentru pian și clapele sale. Stăpâna lor a reușit cu succes să învețe tainele acestui instrument. Ea le interpretează la ocarină sunete înalte sau joase, îndemnându-i pe cei doi căței să apese clapele pentru a reproduce și ei aceleași note muzicale. Sunt uimitori! Ce se întâmplă când pui la un loc un pitbull, o pisică și câțiva pui de găină? Ce ziceți de această familie inedită? Un pitbull care joacă cu succes rolul de tată, o pisică calmă și protectoare în rolul mamei și niște pui de găină jucăuși în rolurile unor copii neastâmpărați. Impresionant, nu? Niciodată nu ne-am fi gândit că această legătură ar putea fi posibilă. Atât câinele cât și pisica se comportă ca niște părinți responsabili care trebuie să-i protejeze pe acești micuți. După ce am urmărit aceste curiozități, mi-am adus aminte de un câine extraordinar pe nume Bagheera și care este câinele lui Andrei Luca. Ai avut și el are un câine Bagheera? Așa, și da. Și eu am avut când eram mic un câine Bagheera. Nu cred că Bagheera este ca Bagheera lui Andrei Luca. E și evident, da. Și cel mai scump și drag câinișor mie, Richard, care apropo se împacă foarte bine cu pisicile, așa că n-a rămas surprinsă deloc de relația de amiciție. Eu am rămas surprins, deoarece am avut un câine când eram mic, se numea Nica și era așa, era un câine, era serioasă de tot. Sărea gardul la vecin și mânca găinile. Eu încerc să vizual să-mi imaginez un câine serios, ceva de genul ăsta. Cert este faptul că în Republica Moldova lumea se apucă de lucruri serioase, iar unul dintre pașii cei mai severi implementați este și semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, un pas demn de tot respectul pentru cei care s-au apucat de lucru, pentru cei care au inițiat această activitate, dar este important și implicarea tinerilor în toată această chestie. Cât de important este acordul de asociere pentru tineri, ne spun invitații din această dimineață, Andrean Băluțel, membru echipei de administrare, Organizația Tinerii Europeni și Federaliști, și desigur colegul tău, Marcel Butnaru, și el fiind membru echipei de administrare. Bună dimineața! Am putea deja să ne salutăm în toate limbile vorbite în Europa? Ar fi bine. Dacă am putea încerca, da. Am putea încerca. Băieți, de unde până unde voi ați decis că semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană ar reprezenta un pas important și pentru noi, cei din tagma tinerilor? De fapt, organizația se ocupă cu promovarea Uniunii Europene în sine și cu proiectelor pentru tineri venite din Uniunea Europeană sau oferite din Uniunea Europeană, dar și cu Uniunea Europeană ca per general, ca instituții, ca istoric, ca tinerii să cunoască încă din 2002. Acum am mers spre acest proces de când el a fost inițiat, de când au fost inițiate acele tratative referitor la semnarea acordului de asociere. Noi pe component, pe domeniul tineret, am încercat cât mai mult să informăm tinerii despre ce înseamnă acordul de asociere, componentele de tineret și cum tinerii vor putea beneficia. Am vorbit foarte mult despre programele de tineret, despre Youth in Action, despre alte proiecte relevante pentru tineri și acum încă se simte strict necesar acea nevoie ca tinerii să cunoască ce se va schimba sau unde vor merge lucrurile în continuare. De aceea am inițiat această lecție publică. O lecție publică. Ce se va desfășura mâine? Da. Unde? Și către cine este ea adresată? Lecția publică va fi în Scoarul Europei.
Dacă, dacă doriți, toți cei care doresc să vină să ne viziteze. Practic va fi o lecție publică despre Uniunea Europeană, despre valori Uniunii Europene, avantajele, de ce trebuiește să ne integrăm în Uniunea Europeană, ce avantaj o să aibă tinerii printr-o eventuală integrare. De fapt, noi planificasem și va fi în scoarul Europei dacă va fi un timp bun și agreabil. În cazul contrar, toți invitați sunt așteptați la Biblioteca Municipală Bogdan Petricescu HD-ul din centru, iarăși, în apropiere. Evenimentul va avea trei compartimente. În primul compartiment vom discuta, va fi mai mult un speech motivațional despre de ce tinerii trebuie să fie activi, care este rolul tinerilor în societate. Vom vorbi cu secretarul Consiliului Național al Tineretului despre oportunitățile pentru tineri, despre programele de tineret. Și a treilea va fi domnul Iulian Groza, care va vorbi partea mai mult tehnică despre ce înseamnă acordul în sine. Hai să amintim celor de acasă, domnul Iulian Groza este viceministru afacerilor externe și integrării europene. Despre asta și vreau să vă întreb, este ok când tinerii inițiază lecții publice, dar e necesară și prezența unor personalități de bază în ca lumea să aibă un credit de încredere mai mare în ceea ce se spune. Voi nemijlocit, ce o să faceți mâine? Sunteți o parte organizatorică, îmi dau seama, dar o să prezentați și voi niște speech-uri, o să dați niște sfaturi. Voi, ce o să faceți? Personal. Personal, eu am un speech, unul dintre acestea, dar organizația în sine are mereu scop să facă acea legătură dintre reprezentanții guvernului, reprezentanții instituțiilor și tineri. Noi singuri învățăm din organizarea astfel de evenimente, pentru că este important, nu putem, noi și nu vom oferi o informație destul de credibilă pentru tineri și destul de comprehensivă. Tinerii trebuie să beneficieze de acea informație de la reprezentanții guvernului, de la persoane care direct sunt implicate în acest proces. Respectiv, noi facilităm acest dialog între tineri și... Da, apropo, demnitarii de stat sunt receptivi la solicitările voastre sau trebuie să îi convingeți așa? Sunt receptivi, dar domnul Iulian Groza, când a fost cel mai tânăr, adică prin 2002-2004, este prin fondatorii acestei organizații. Da. Noi am aflasem recent anul trecut despre aceasta, pentru nici că nici nu știam că el este unul din fondatorii organizației. Dar demnitarii sunt receptivi în limita timpului, dacă sunt disponibili. Ce ține de implicarea noastră în evenimentul de mâine, în 2012 și în 2013 ne-am organizat o campanie largă de informare în practic toate raioanele Republicii. Avem o experiență să lucrăm cu tinerii, să vedem ce așteaptă ei de la noi, am văzut ce cunosc tinerii și ce trebuie să cunoască și consider că la fel noi facem ca o paralelă între demnitari, între guvern și între tineret, pentru că ei nu au timpul necesar să implici, noi îl avem și noi... Voi reușiți, da. Cel puțin. Știți ce așteaptă tinerii de la voi, dar ce așteaptă tinerii de la acest acord sau de la acest acord de asociere semnat cu Uniunea Europeană? Tinerii, din experiența noastră, am mers foarte mult în regiunile țării unde am discutat cu tinerii, ei foarte mult doresc să vadă o perspectivă trainică și fezabilă, că ei vor reuși să se afirme. Iar prin proiectele, prin programele care noi le desfășurăm, prin procesul de informare, încercăm să le demonstrăm că procesul de asociere va aduce un număr nenumărat de posibilități și oportunități pentru ei. Începând de la schimburi de tineret, continuând cu programe universitare și finisând cu oportunități pentru micul business, pentru tinerii specialiști și așa mai departe. Bine, dar dacă discutăm la nivel de stat, atunci este mai mult decât logic și evident. Avem accesarea fondurilor europene, avem accesarea de granturi la un spectru mult mai larg, implementarea de reforme de nivel european. Tinerii urmează să acceseze la fel programe, granturi, ceea ce ar facilita și tranziția lor în Europa. Nu vă gândiți că aceasta ar fi un risc enorm să pierdem tineretul din țară și ei să plece definitiv? Nu cred că ar fi un risc, riscul mereu este, dar nu este atât de mare, pentru că sunt experiențe al altor țări, chiar și aceeași România, da, au fost un val care a plecat, dar totuși mulți s-au întors, pentru că acasă este ca acasă și perspectiva atunci când o țară se integrează în Europeană, ea începe să crească oricum și economic și atunci devii mai atractiv ca tinerii să se întoarcă. Da, va fi, ei vor pleca la studii, vor pleca să obțină cunoștințe, dar
oricum un procent mare se va întoarce și vor aduce aceste cunoștințe acasă. Pentru că eventuală integrare vom avea acces la universități la un preț foarte redus. Spre exemplu, chiar și studiile în Olanda pentru un cetățean non-european costă undeva 9.000-10.000 de euro, pentru un cetățean european costă în jur la 1.700 de euro. Adică vor fi mult mai accesibile studiile în Europa și atunci tinerii se vor întoarce, pentru că oricum în Europa tot nu toți o să aibă loc de muncă, deci o să se întoarcă acasă și vor lucra aici. Eventual, Moldova are nevoie de specialiști buni. Adică șomeri sunt și în Europa, nu? Da. Pe lângă acest fapt, noi foarte mult ne axăm pe proiectele care pot fi accesate în Republica Moldova și care beneficiari sau procesul de implementare a proiectului trebuie să fie în Republica Moldova. Iar este foarte important de menționat că chiar dacă foarte mult se vorbește despre fonduri, despre proiecte, un număr foarte mic de tineri cunosc despre aceste fonduri, chiar și despre aceleași programe Youth in Action. Bine, dacă în Chișinău situația mai este cum este, este o situație cât și de cât ok, în regiune este o situație foarte, foarte rea, când tinerii nu au alarmantă, exact. Tinerii nu au acces la această informație. Sau una limitată. Aici putem da vina un pic și pe administrația publică locală, care nu reușește să informeze tineretul din anumite localități despre ceea ce se face. Iar acesta este un proces continuu care va lua ceva timp, probabil încă un an, doi, până lumea se va obișnui și din administrațiile publice și din localitățile rurale să utilizeze social media, să utilizeze mai avansat internetul sau rețelele de socializare și așa mai departe. Să le utilizeze în scopul de informare. Corect. Mai ales să fie utilizat corect. Asociere cu Uniunea Europeană nu presupune și integrare în Uniunea Europeană. Exact. Cum credeți care ar fi distanța între asociere și integrare? Voi ca niște tineri care deja cunoașteți cu ce se mănâncă Europa. E o întrebare complicată. Da, e o întrebare foarte complicată, pentru că nu știu dacă vreun reprezentant din guvern sau din parlament sau din oricare altă structură ar putea să răspundă foarte încrezut la această întrebare. Că una din platforme au spus că până în 2020 planul de activitate urmează să fie... Eu tare aș vrea să cred și vreau să cred că este posibil ca până în 10-15 ani Republica Moldova să obțină acea posibilitate de a deveni, de fapt să devină, iar statutul de candidat să obținem în 3-5 ani. Uh-huh. Sper. Asta înseamnă că ar trebui să soluționăm la nivel intern foarte multe chestiuni până atunci. 10-15 ani este o normă foarte reală pentru a implementa totul ca să, eventual să ne integrăm în European. Eu și imaginez cum ne urmăresc demnitarii de stat, au zis tinerii că e așa ușor. Dar ei sunt optimiști, băieții, bravo! Ăștia nu ne place optimismul vostru. Succes și curaj mâine la lecția voastră publică. Voi nu ezitați, veniți în cazul în care vreți să aflați mai multe informații despre beneficiile pe care o să le aducă Republicii Moldova semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Pe lângă asta, dacă tot semnăm acordul de asociere, vom avea parte și de multe produse sănătoase aici în Republica Moldova. Bine că eu consider că în Republica Moldova avem produse ecologice care ar fi bine să ajungă în Europa, nu produsele din Europa să ajungă la noi. În cele ce urmează, noi continuăm cu rubrica Mănâncă Sănătos pentru a afla beneficiile pastarnacului. Aromat și bogat în nutrienți, pastarnacul este o legumă care se cultivă pentru consumul de rădăcini folosite drept condiment la prepararea bucatelor. Este o plantă bianuală care formează în primul an de cultură partea comestibilă. Rădăcina albă gălbui are proprietăți diuretice, depurative și antioxidante. Alături de morcov și de pătrunjel, pastarnacul este folosit la ciorbe. Acesta conferă un plus de savoare bucatelor, dar și un gust deosebit. Deși seamănă cu morcovul alb, pastarnacul este dulce, picant și aromat, precum țelina sau rădăcina de pătrunjel. În alimentație se consumă frunzele și lăstarii tineri. Rădăcina este bogată în vitaminele din grupul B, provitamina A, vitamina C. Mai mult decât atât, conține și săruri minerale, precum potasiu, fosfor și calciu, hidrați de carbon, proteine și fibre alimentare. În scop terapeutic se folosesc părțile aeriene ale plantei, rădăcina și fructele. Pastarnacul ajută la eliminarea toxinelor din organism, vindecă reumatismul, combate anemia și astenia. Alimentul minune se recomandă cardiacelor, dar și celor ce suferă de afecțiuni renale sau hepatice. Sucul preparat din rădăcina de pastarnac reglează digestia, sporește apetitul, are acțiune expectorantă, diuretică și analgezică.
Pastărnacul este consumat crud, ras, sub formă de decoct sau uleiuri extrase din frunze și mai ales din rădăcini. Persoanele supuse îngrășării vor putea să profite de efectele lui. Conținutul de fibre îl face o alegere înțeleaptă pentru cei ce doresc să scadă colesterolul și să-și asigure o bună sănătate a inimii. Acidul folic, foarte important pentru femeile însărcinate, ajută la combaterea demenței și osteoporozei. Proprietățile curative ale păstărnacului sunt recunoscute și de medicina alopată. Deși este o rădăcinoasă extrem de sănătoasă, păstărnacul trebuie evitat de diabetici. Cred că tot un aș alege o bucată de carne. Daniela. Deși pastărnacul este foarte benefic pentru organism, metabolism și, desigur, siluetă. Dar putem să le combinăm, carnea și pastărnacul. Înțelegi? Ca da, să fim mulțumiți cu absolut tot. Legumele sunt produsele alimentare care se combină cu absolut orice, în afară de înghețată, presupun. Că nu prea... Cred că aș mânca niște castraveți cu înghețată, deși cine știe... Morcov cu înghețată. Morcov cu înghețată să mănânci tu, eu îți permit, mai ales că deja am înțeles predilecțiile tale alimentare, care sunt mai exotice așa. Ea nu este exotică, ea este talentată și a reprezentat Republica Moldova rând cu alte 59 de state, pentru că în cadrul concursului au participat 60 de țări la Queen of the Universe 2014 sau Regina Universului 2014, care a avut loc în Los Angeles. Mănâncă sănătos, are grijă de cum arată, are grijă de voce și în această dimineață a venit la noi în studio, este vorba de Ruxanda Calestru. Salutare! Salut! Bună dimineața! Bine ai venit, tu plină cu de toate și aici mă refer la talente. Faci modeling, canto, mănânci sănătos, cum le reușești talent pe toate? Am un regim foarte, pot să spun, riguros, dar prin muncă și perseverență le reușesc. Pentru că e pasiunea mea, iubesc ce fac. Ce anume e pasiunea ta? Că faci multe. Dansul și muzica sunt pe primul loc. Uh-huh. Sunt prioritățile mele și mai puțin de un an am început să fac actorie și modeling. Deci ar fi bine acum să o vedem pe Ruxanda. A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea. Ruxanda, da, pe mine mă interesează. Cum ai ajuns tu în Los Angeles? Am fost invitată la un studio de dans să încep să lucrez acolo. Da. Și în felul ăsta, de fapt nu am fost în Los Angeles, a fost în Florida, primul stat unde am ajuns. Și știam, tot timpul a fost de fapt visul meu să ajung în California. California! Eu vreau să cânt, da. Aveți apropo, stimați spectatori, și niște poze din cadrul concursului Queen of the Universe, așa? Și eventual am ajuns acolo. Mi-a fost dificil la început pentru că nu e ușor să-ți faci prieteni când ești nou. Dar eventual... Și ești frumoasă. Prețul, da, este un preț al frumuseții, sunt de acord. Este și un preț al frumuseții care nu toți îl înțeleg. Așa. Dar, eventual, da, mi-am lărgit și cercul de prieteni și de lume cu care colaborez. Sunt câțiva producători cu care colaborez. Este în special o persoană cu care el în trecut a lucrat cu Kenny G și în trecutul recent a lucrat cu câteva piese cu Rihanna și Justin Timberlake. Și acum te-a pus să faci muzică Justin acolo. Justin Timberlake și Rihanna. Da? Da, eu am făcut tot timpul muzică. Chiar da, stai un pic, că mie îmi place să fiu așa mai răutăcioasă. Partea aia vrăjitoarea din cadrul emisiunii. Ai spus de Kenny G, ai spus de Rihanna. Sunt niște nume noturi în... Justin Timberlake. Este interpretul meu preferat. Deci este dificil să faci față unor asemenea titani în muzică. Eu solicit în mod imperativ și exhaustiv o dovadă a calităților tale vocale. Chiar vreau să te rog să ne interpretezi ceva, un fragment așa. Sigur, da, una din piesele mele, Take the Beauty of Your Life, unde se vorbește despre călătoria în viață, călătoria, procesul de a fi, de a exista. Este foarte filozofic. But life is a game. Don't try to escape, we're stuck in this play.
can go away. Take the beauty of your life. Everything will come in time. Don't let her pass by. So fight and try. Foarte tare. Eu să înțeleg că piesa asta e interpretată la Queen of the Universe, la partea cu talentul sau nu? Nu. Acolo nu am avut partea cu talentul. De și, ce? Și m-am supărat. Și nu ai dansat? Le-am zis. Te-ai supărat, nu? am întrebat de ce nu este această secțiune, pentru că am insistat, pentru că unele fete nu fac dans sau cântă sau actorie, adică nu ar fi cinstit talent. Să dansă. Păi da, poate să aibă talent la defilat, de exemplu. Păi, uite ce asta de... este care n-ai făcut oricum acolo. Asta e condiție obligatorie. Exact. Partea cu defilatul este una obligatorie. De ce treaba are el cu mine? Poți să defilezi așa în mod acrobatic, sărind. Tu da. Tu da. Bine, aici tu cânti. Da, este unul din festivalurile din Spania, de fapt. Așa. A fost, doamne, așa e, e mult timp. De așa de mult timp a trecut. Ești bătrână acum. A trecut așa. Da, a fost probabil 7 ani în urmă, dacă nu greșesc. Dar ce cântai aici? A fost una din piesele mele, de fapt. I Wanna Sing All My Love. A, deci nu e un cântec în limba spaniolă. Nu. Este o piesă originală, da, care am lucrat-o, de fapt, în Republica Moldova, aici, cu un aranjor și câteva persoane cu care lucram aici local. Da. Ia uite, dar ce părere ai tu despre asemenea concursuri gen Queen of the Universe? A fost pur întâmplător, m-am dus la casting și niciodată n-am crezut că am să fiu aleasă, pentru că mai erau acolo câteva persoane din Moldova care erau pe listă și organizatoarea zice, tu te potrivești din toate punctele de vedere. Și zic, de ce? Pentru că ei nu puneau accent pe doar 90, pe mărimi. Exact. Ei mai mult au atras atenția la personalitate, la felul cum comunici cu lumea, pentru că ei au pus accent pe după concurs, fata care a luat premiul mare, se pune accent pe acte de caritate și ajutoarele care ei le fac cu banii ăștia care i-a câștigat, eventual ea ajută lumea nevoiașă. De practic este un ambasador al păcii și al carității, da? Exact, și unul din sponsori este UNESCO, de fapt. Bine că sponsorii pe noi nu ne interesează. Adică în sens că, da, că sunt anumite organizații care sunt cointeresate să ajute, să promoveze lucruri frumoase, ceea ce faci și tu, ori tu promovezi și moda și cântatul, dansatul, ce mai, actoria, da? Dar ce urmează? Te-a pus să faci acrobații, să mergi la raliuri? Nu, eu mai mult fac dans și vocal. Și care e scopul tău primordial în viață? Să, prin arta care o fac, prin maestria, să spun așa, care am acumulat-o ani de zile, pentru că fac de când eram 6 ani, mă ocup cu artele, să zicem, să dăruiesc ce pot din experiența mea, din viața mea și să fac lumea. Și mai ales vreau să inspir femeile, pentru că este foarte greu să fii independentă și să reușești la nivelul care... Nu zic că sunt la un nivel înalt, pentru că știu că vreau mai mult, dar vreau să le încurajez și să le zic că este foarte important să-ți urmezi visele, indiferent de câte greutăți sunt, și niciodată să nu renunți la ele. Frumos. Deși tu... eu cred că mai mult impresionez bărbații decât femeile. Da, femeile ar putea fi geloase. Femeile exact. Ar putea fi geloase. Și iarăși apropo, prețul frumuseții. Ai venit din Los Angeles aici. Cât timp stai aici și după asta unde pleci? Sunt până luni. Stau doar o săptămână, pentru că am venit să-mi văd rudele. Am un timp foarte limitat. Și apoi vreau să vizitez câteva țări din Europa și plec înapoi. Frumos. Noi îți dorim succes în cariera ta. Mulțumesc. Să ne reprezinți țara cu mândrie și desigur cu trofee, diplome și esențial absolut. Prin prezența ta feminină. Ai înțeles, da, Sandra? Eu am înțeles absolut tot. Tot ce se putea de înțeles, eu am înțeles. Și apropo, atunci când Sandu spunea despre o defilare din asta cu săritul, cu nu știu ce, mi-am și imaginat cum topă el asemenea unei maimuțe. Și dacă vorbim din creangă, despre animăluțele astea simpatice, atunci vreau să vă spun că da, grădina zoologică
are grijă de animalele pe care le găzduiește acolo, mai ales că sunt create condiții necesare și optime pentru fiecare animal în parte și nu vor avea de suferit nici animalele exotice și pentru ele au fost create condiții specifice și hrană pusă la rație, porție alimentară la animale, cum se numește. În fine, nu contează, da. Sunt niște specialiști la grădina zoologică. Despre cum o mai duc deja toate animalele de la grădina zoologică, ce se întâmplă acolo și cât este de greu să ai grijă de aceste animale, ne spune colega noastră, Elena Racu. Administrația grădinii zoologice a luat toate măsurile necesare pentru a-și proteja animalele de căldura de afară. Necuvântătoarele vor avea parte de o îngrijire specială, vitamine și, desigur, cât mai multă apă. Avem animale exotice care nu putem să le facem diferența mare de hrană, ca cum ar fi primatele, oare păsările exotice, papagale. Ei, în natură, au, practic, aceeași hrană anul împrejur. Altele animale, ca cum ar fi copitatele, da, vara putem ne permite să îi hrănim cu iarbă verde, cu crengi verzi. Timp de iarnă, după ce așa posibilități nu avem și le hrănim clar cu fân, cu crengi uscate, aia asta cam e diferența. Urși, putem spune despre urși, urșii vara se alimentează bine, spre toamnă mănânc și mai bine, dar pe perioada rece a anului practic nu se hrănesc, adică este o capacitatea lor când ei cad în hibernare și practic nu se alimentează. Adică noi avem la fiecare animal, la fiecare specie, avem rația specială, ne conformităm cu regimul lor cum este în natură și ne străduim ca să nu le facem un dezbalans foarte mare. Regimul de alimentație din sezonul cald diferă de perioada rece a anului. O atenție sporită necesită animalele mai sensibile și cele exotice. Ca un exemplu, lebăda albă, care o avem noi, lebăda cucuiată în natură. Ia uzi ce poză frumoasă, ați văzut ce poză frumoasă? E poză făcută în Antalya, eu așa presupun, mai ales că era acolo Cathy Rain, care nu e doar pe imagine, dar este și în platou la noi. În studioul nostru chiar o să ne cânte acum și după pregătim o discuție foarte interesantă cu interpreta Cathy Rain. I feel like I'm living.
cât mai sufletul un câtec și senzual, dar și filozofic pe locuri. Katie Rain, la bună dimineața, salutare! Bună dimineața! Bine ai venit, de mult ai fost pe la noi! Bine v-am regăsit, așa este, dar mă bucur că am revenit în sfârșit. Cu o piesă tare faină, care are un succes până acum nelimitat, cel puțin iubitul meu se tăpește după piesa asta. Da, asta m-ai văzut pe mine? Păi da, că e o piesă tare, tare faină. Strânge-mă înapoi, adună-mă cumva. Să fac puzzle din tine. Mă bucur, mersi foarte mult. Eu știu că tu ai fost și la odihnă. Ai fost cu băiețelul? Da, așa este, am fost cu băiețelul, am fost la mare și cu bunelul lui. El a fost cel care a hotărât să arate pentru prima oară marea, pentru că și bunelul lui, la rândul său, era în relații foarte strânse cu bunelul. Așa. A decis să fie prieten cu copilul meu. Și da? Complice când o să crească deja. Așa. Și a hotărât să arate marea. Am fost în luna mai. Care au fost primele emoții ale băiatului? Puțin s-a speriat când a văzut logic. Marea, așa este, dar l-am luat încetășor, încetășor și după aia deja s-a împrietenit. A venit acasă deja vrea la mare înapoi, cred că. Cred că da, nu știu. Ți-a zis mama deja? Știi, zice, mama. E un fel de mama mea, știi? Da, într-un fel, s-au da, eu. Mama. Uite că avem și niște poze, el merge cu tine în studio. Da, să știi că încerc. Face aranjamente deja. Face, da, e talentat, observ că are auz muzical, se clatină la muzică și e foarte atent când maică-sa cântă. Acolo în poza cea a fost cu Andrei, așa, fratele meu și producător muzical. Vezi că se plictisea un pic pe brațele lui cât ăsta lucra. Dar oricum, îi dădea inspirație, cred eu. Da, cu siguranță. Am văzut o poză și într-un costumaș de ursuleț. Tare, da. Tare cute băiețelul tău, să-ți crească mare. Apropo, Lisa My Dear, cred că este una dintre piesele cele mai bune pentru a dormi copilul aici, în partea asta cu... Ai încercat vreodată să adormi cu piesa asta? Cu piesa asta nu. Îi fredonez așa ce-mi vine în minte cu Nani Nani, dar la piesă îi place, uite așa, să eu se clatine în stânga, în dreapta și zâmbește, așa zâmbește dulce, se vede că îi place. Anume refrenul ăsta, cred. Da, probabil pentru că are o melodicitate aparte. A, te-ai apucat și tu să faci selfie-uri. Da, da. Am fost un singur și chiar vreau să menționez, puteți să fiu și eu în pască moda. Pe sfârșit a făcut ironic și un selfie. Nu, ca să vă arăt că am fost la mare, dacă tot m-ați întrebat. Uite, dovada incontestabilă. Dar ai zis că stai și în studio acum cu băiatul, lucrezi la ceva nou? Când eram în București, de fapt, lucrez în studio de acolo, unde lucrează și Andrei. Și da, avem câteva idei, nu iubesc, vorbesc înainte despre, sper cât mai repede să reușesc să realizez, pentru că încerc ca întotdeauna să merg pe două căi și să cresc copilașul și să cresc cariera. Sau... Producătorul nostru așteaptă videoclipul tare insistent, pentru că de vreo trei ori tot îmi zice întreabă de videoclip. Când apare e gata videoclip? Hai să mă întreb și eu de videoclip, Doamne, cât de mult vreau să lansez odată și odată, lucrăm de o lună și mai avem. Mâine mai avem, sper eu, ultimele filmări. Aici în Chișinău, da, de asta și-am venit. Ai făcut și în vacanță, unde am mers? Poate filmări prin Natalia, ceva, din nu? Din păcate, nu. Atunci doar m-am concentrat la... Slavă Domnului, măcar o pauză de odihnă, nu? Așa e, cu cariera și odihnă. E bine să le îmbin, dar atunci m-am concentrat la asta. Și ce să zic, sper cât mai curând. Dacă mâine filmăm, poate în 2-3 săptămâni vin cu o lansare. Abia așteptăm. Dar nu o să fie și băiețelul în videoclip? Nu ne-am gândit. Întrebare bună. Bună întrebare. Poate în piesa următoare, videoclipul posibil, următor. De ce nu? Băiatul suntem să deschiși. Facă în piesa următoare ceva. Nu, el o să facă ma. Dacă tot am înțeles așa. Că așa se adresa. Știm că ai și o colaborare nouă cu un domn din Italia, da? Sau ai revenit, ai, revenit, ai, revenit, ai avut-o și ai revenit la ea. Da, este o colaborare veche cu el, încă din 2011, cred. Dar mi-a scris acum recent, a zis, hai încă o dată să mai facem ceva. Ce am făcut atunci, piesa Find My Heart a fost difuzată prin Italia, prin Suedia și alte țări din Europa. Zicea el unde le punea, că nu prea cunosc, pentru că se ocupa el de asta, că are și un label al lui. Așa. E vorba de Dan DJ. Dan de Marc, așa, cred că am zis corect. Bine, are label-ul lui. Ok. Cu siguranță. Și nu știu care e denumirea, să nu zic oricum.
Și acum vrem să facem ceva nou. Mai am și alte propuneri, alte colaborări, dar încă nu iubesc să vorbesc din timp despre, vreau mai întâi să se întâmple, după care să vă anunț. Katie, dar tu lucrezi foarte mult în România, București. Lumea deja stă și se gândește, ești originară din Moldova sau din România? Poate inițial se gândeau așa. Sunt desigur că sunt de aici. Te mândești cu faptul că ești din Moldova? Nu, că știi că sunt foarte multe vedete care pleacă în România și apoi se prezintă. Gata, au uitat de unde s-au pornit. Ei bine, important e să ținem minte că suntem și frați, da? România, da, Moldova, oricum suntem frați. Vreau să recunosc că când sunt aici mi-e dor de București, când sunt în București mi-e dor de Chișinău, dar totuși sufletul meu este aici. Ah, frumos. Și cât de mult nu aș, cât de des nu aș pleca, nu doar acolo, dar și prin toată lumea, oricum mă atrage acasă, ca și pe toți. Draga mea, dar tu vrei să dai un concert pe Maidan? Pe Maidan? Am înțeles că vrei în luna iulie, mă, să mergi și să mergi în Ucraina. Acolo, că vreau mă în Ucraina. Mă trebuie să vrei la odihnă în Ucraina și mă gândeam face un concert în Donbass, în Donetsk, unde? A, va fi interesant, da. Sper să... Nu vrei la odihnă, serios? Da, ne gândim să mergem, taică meu este din Ucraina de fapt și avem un dor, da, știm că e periculos, dar nu mergem chiar într-acolo, mergem mai pe lângă, pe mai departe, pe ocoliș. Deci concerte solo pe Maidan n-ai preconizat, nu? Ok, bun, m-a liniștit. Dar îți dai seama? Un concert. Dar eu cred că dacă ar ieși Katie Rain la Maidan cu un concert, toată lumea ar pune ar stop uita, ar uita conflictelor de tot ce se întâmplă acolo. S-ar concentra să dea Dumnezeu, ea. Să fie pace. Ar fi bine să se calmeze spiritele și pe acolo. Deci pleci și la odihnă în Ucraina tot cu băiețelul, nu? Da, cu el peste tot, bunielul, peste tot. Și nu? După asta mai mergi undeva? Uite, e Antalya, Ucraina. Nu, cu odihna așa... intenționez să merg, să mă odihnesc, dar va fi așa, câteva zile. Dețineți informații doar despre odihnă, dar mai am și proiecte pe aici, prin Chișinău, în afară de videoclip, mai am și evenimente la care voi fi prezent, concerte, concerte în tip închis și încă proiectele despre care vorbeam și cu câțiva producători, interpreți de aici. Lucrăm în comun. Colaborez, deci frumos. Da, încerc. De ce nu? Nu știu ce vom lansa, dar încercăm să facem ceva împreună. Ia, dar ce nu-ți mai ajunge ție ca să te simți fericită în absolut? Ce-ți mai dorești tu? Eu cred că din 19 septembrie sunt cea mai fericită de atunci de când a apărut pe lume copilașul meu. Asta nu mi-ajungea. Acum deja cred. Ești împlinită. Da, sunt și orice altceva, nu știu. Dar cred că totuși fericirea vine... Din interior, din mintea noastră, vrem să fim fericiți, suntem. Nu vrem, nu suntem. Frățioară, o surioară pentru copil? Bună întrebare, poate mai încolo. Mai pentru încolo. El, în special pentru el, să nu fie singur în viață. Katie, dar pe mine mă interesează, cum ție-ți reușește să arăți așa de bine? Chiar și fiind mamă deja. Mersi mult, uite, mi-a făcut observație că am venit în larg și nu se vede nimic. Dar Katie Rain are grijă de ea, este deja indubitabil, permanent, arată foarte bine. Nu fac nimic special, mulțumesc, cred că copilul este vinovatul, că tot mă fugărește. Cura de slăbire pe nume Baby. Da, da, da. Cred că e cea mai bună cură de slăbire. Katie, mulțumim foarte frumos că ai reușit să vii. Îmbrățișează dulce băiețelul din partea noastră. Noi ne luăm rămas buni, stimați telespectatori, dar nu pentru foarte mult timp, exact până mâine. Mâine la 7:10, așa că te reașteptăm și te așteptăm încă o dată aici, în studioul nostru. La revedere până atunci!